Început foarte bun pentru noi, debutul cu dreptul a fost de la meciul de cupă. Meciul de cupă de la Reșița. Suntem într-un ritm bun, chiar foarte bun pentru un început de sezon. S-a văzut clar că avem, că avem două jocuri puternice, două jocuri cu adversari buni înainte de a începe sezonul, deci în plus vorbesc față de cei de la Shag. O victorie fără dubii, o victorie clară, un joc foarte bun. Chiar dacă poate puțin începutul jocului 10-15 minute, chiar și în vestiar înainte de a începe jocul, am simțit un pic trac și normal pentru un început de campionat, e normal să ai trac în prima etapă. Vreau să-i felicit pe băieți, victoria e a lor și victoria e a lui antrenorului secund, în special Mișu Hromei, care a făcut singur pregătire cu echipa pe tot parcursul săptămânii. Noi am participat, eu și Gyuri Stoianov am participat de la distanță, prin telefon, la antrenamentele echipei săptămâna asta. Eu am fost plecat la București la cursul, toată săptămâna la cursurile de antrenori pentru licența unde sunt înscris. Dar am fost sigur chiar înainte de meci, am spus că vom câștiga la o diferență foarte mare, am spus antrenorului secund. Romeo avea un pic emoții prin faptul că a pregătit el toată săptămâna echipa și să nu cumva să iasă rău. Eu am spus, stai liniștit, că o să iasă foarte bine și o să fie un scor mare și așa s-a și întâmplat. Miercuri încă un meci greu. Miercuri încă un meci greu și important. Pentru noi e bine că jucăm și avem meciuri tari. Aș vrea să am numai meciuri cu încărcătură mare, aș vrea să am, dacă s-ar putea în fiecare etapă. Am declarat după meciul cu Reșița și mențin declarația că Mama Mia ar fi cea mai grea echipă cu care puteam pica, chiar dacă ei trec printr-o fază un pic mai, printr-o fază a clubului un pic neclară. Au avut câteva meciuri amicale cu adversari buni, au început să se lege, să se omogenizeze. Deci o să avem un meci greu cu un adversar bun, dar totuși eu consider că aici am vrut să ajung la ce am spus înainte de meciul cu Reșița, că noi suntem, după meciul cu Reșița, că noi suntem Ripensia și eu consider că suntem peste divizionarele C din județul Timiș, din campionatul ăsta. Peste toate cele patru. Cum vezi campionatul care tocmai a început? O luptă iarăși umăr la umăr sau ceva mai echilibrat între, să zicem, 3, 4, 5 echipe? Nu cred că o să fie o luptă umăr la umăr. Cred că o să fie mai multe echipe, pentru că foarte multe echipe s-au întărit, au luat foarte mulți jucători de nivel superior și cel puțin începutul de campionat îl văd echilibrat, adică o să fie multe meciuri derbiuri ale etapei, să zicem, între adversari care își doresc promovarea și noi sperăm să avem de câștigat din lucrurile astea, să se împiedice, să-și pună piedici unii altora și atunci noi să avem un parcurs de regularitate fără greșeli și să ne vedem distanțați încă din turul campionatului.